Bună dimineața, dragi prieteni. Cam asta e situația la ora actuală. Eva, te rog. Bună dimineața și Hristos s-a înălțat! Suntem în fața Ministerului de Interne și eu, sincer, sunt nedumerit de ce avem nevoie de 20 de polițiști, din care vreo 5 ne filmează și ne fotografiază și încă vreo 6 stau sub acoperire. Sincer, cred că resursele Ministerului de Interne la ora actuală, ca și de mult timp de acum încolo, au fost cheltuite în zadar. Cred că avem nevoie de acești colaboratori în alte părți, spre exemplu, la dirija circulația, care este astăzi foarte aglomerată, pe mai toate arterele principale care leagă sectoarele Chișinăului de centrul municipiului Chișinău, oamenii vin la locul și este ambuteiaj kilometric, șoseaua Fincești, strada Vadului Vodă, calea Ieșilor, calea Orheiului, toate sunt pline de ambuteiaje. Iată că Ministerul actual de Interne, Ministerul trecut de Interne și tot așa mai departe au folosit cu multă debăcie toate resursele Ministerului Afacerilor Interne și excepție n-a făcut și campania noastră electorală a Alianței pentru Unirea Românilor. Așa, timid, încet, politica pașilor mici. Într-o zi dispare poliția ca să nu poată fi spart geamul. În altă zi apare poliția ca să fim amendați pentru așa zisa parcare ilegală. După care apar două microbuze, două doar aprinde de mascați atunci când noi suntem prin fața caselor funcționarilor și demnitarilor de stat, mâine, poi mâine, cine știe, poate ori să vrei să ne reține și steagurile, poate ori să vrei să ne reține și rechizita ca să verifice dacă nu cumva, nu știu ce avem noi prin ziare, prin materiale, prin drapele sau de ce nu chiar prin tricourile pe care le purtăm. Este evident și limpede pentru toată lumea, de când există Republica Moldova, poliția a fost folosită pe post de bâtă politică, de intimidare. Considerăm că aceste acțiuni sunt partea unui scenariu amplu de descurajare a oricărei opoziții față de sistemul politic actual de Republica Moldova. Observăm cum Platon pulversează spațiul public, își face apariția surprinzătoare
pe la proteste și deturnează mesajul acestora în timp ce ne aflam la Comisia Electorală Centrală ca să protestăm împotriva faptului că diasporii noastre, cetățenilor noștri, fraților noștri, surorilor noștri, surorilor noastre, mamelor noastre plecate peste hotare, nu li se creează condiții optime de vot. Așa? Am văzut cum acest protest a fost pe jumătate zădărnicit de apariția lui Platon, care în mod normal ar trebui să fie reținut și deținut în izolator sau cel puțin împiedicat de a participa la astfel de acțiuni cu care el nu are nicio legătură, iar prezența lui nu are nicio relevanță. A fost nevoie să se aștepte ca toată mulțimea să-l aclame, să-l alunge de acolo, până ce au venit și au recomandat colaboratorii de poliție, așa insistent, să părăsească mulțimea. O dată. Doi. Ajunși în Orhei, ne-am pomenit în situația în care, în lipsa unui indicator rutier, în lipsa unor prevederi legale clare, autocarul nostru și șoferul nostru a fost amendat. Și culmea, deși codul contravențional și legea interzice foarte clar și pedepsește prin anularea rezultativitatea zero a acelui proces verbal care este încheiat contrar legii, martorii care au semnat pe acest proces verbal sunt și ei colaboratori ai Ministerului Afacerilor Interne. Adică ne amendează poliția și martori la faptul că am încălcat și am fost amendați este tot poliția. Ceea ce este o încălcare gravă a legislației în vigoare și codul contravențional explică foarte clar la articolul 445 că este nul juridic, adică nu are nicio valoare juridică, un asemenea proces verbal încheiat, fapt care reconfirmă încă o dată ceea ce am spus anterior. La patul lui Vodă, când am venit la fața locului să facem campanie electorală, erau prezenți mai mulți polițiști. După care, exact în clipa în care apare un cetățean turmentat, niciun polițist nu a fost de găsit. Niciunul. Acel cetățean în stare de ebrietate avansată, nu doar după mirosul înconjurător, dar și după chipul, după mirosul care străbătea, orice vedea ochii liberi cum el de 3 ori la rând a încercat să spargă geamul autocarului și doar din a 3-a oară a reușit. Timp în care colegii noștri încercau să-l țină la distanță de autocar, încercau să identifice un colaborator de poliție pentru a interveni. A fost nevoie să ne fie spart geamul de 1000 de euro de autocar pentru ca ulterior să apară poliția și astăzi el să fie documentat. Faptul că este documentat pe noi nu ne mulțumește. Ori poliția are sarcina nu doar de a sancționa și depista răufăcătorii, dar de a menține și de a preveni anumite contravenții și infracțiuni. A menține înseamnă a asigura că nu se va deraia de la buchea legii, și a preveni înseamnă atunci când există informații sau certitudini sau bănuieli că pot fi săvârșite anumite contravenții, să se intervină. Ei, la noi se întâmplă exact invers. Poliția te lasă să o faci, ca pe urmă să apară să te amendeze, pentru că în buget nu sunt bani, pentru că banii au fost furați, pentru că nu sunt bani de salarii, de pensii, și noi știm foarte clar cu toții acest lucru. Și atunci când în buget nu sunt bani, ce se întâmplă? Corect, apare poliția pe străzi care trebuie să amendeze, apar controle inoperate pe la companii și pe la oameni, care ar trebui în mod normal să vadă în poliție un prieten, un garant al legii, al ordinii, al respectării drepturilor. Ei, la ora actuală, colaboratorii Ministerului de Interne nu sunt priviți cu cei mai buni voi cetățenii Republicii Moldova și aceasta este nimic altceva decât rezultatul unei conduceri politice, unei bâte în care este transformat mereu Ministerul Afacerilor Interne. La ora actuală, Ministerul de Interne este egal cu o bâtă în mâinile criminalilor, hoților, bandiților și a celor care au singur scop să persecute orice fel de manifestare legală, pașnică și cultă. Ne amintim foarte clar înregistrările audio în care un rudă de socialiștilor a telefonat ministrul de interne și ruga cumva să rezolve un dosar contravențional de stare de ebrietate avansată la volan. Ne amintim foarte clar cum se vorbea că tot o să fie normal, că o să rezolvăm, că o să spălați. Noi suntem aici la un protest
Cu siguranță aveți și dumneavoastră de spus ceva la Ministerul de Interne, dar vă rugăm foarte mult să nu vă asociați cu această manifestație. Da, mulțumim frumos. Dacă se poate să asistați aici lângă presă. Mulțumim. Ca întotdeauna, inclusiv și la lansarea noastră, a apărut un cetățean care, exact atunci când filmau prietenii și neprietenii noștri, a strigat: acum dați din palme, noi nu avem nevoie de asemenea oameni, nu-i mai trimiteți, nu încercați cumva să ne asociați cu astfel de acțiuni, nu încercați să duceți în eroare opinia publică, exact după ce îmi termin eu discursul, acum dați din palme, nu avem nevoie de asemenea mizerii. Eu cred că oamenii care ne urmăresc și ne cunosc de ani de zile știu exact care este nivelul discursului nostru, știu exact care este nivelul prestației noastre în spațiu public și nu avem nevoie nici de dat din palme, nici să ne infiltrăm, așa zis, organizatori care să ridice mulțimea. Pe noi ne definesc nu aplauzele, pe noi ne definesc acțiunile. Și astăzi noi aici protestăm în fața Ministerului de Interne pentru că cu pași mici se fac ilegalități mari. Alianța pentru Unirea Românilor vrea să desfășoare o campanie electorală curată, amplă, rezultativă, să străbatem împreună fiecare sat, fiecare raion, fiecare localitate din Republica Moldova. Vrem ca poliția să-și exercite responsabilitățile și obligațiile de serviciu în mod legal, într-un mod transparent, să ne fie garantată posibilitatea și dreptul de a desfășura o campanie electorală în siguranță, atât pentru noi, cât și pentru ceilalți participanți care vor fi alături de noi. Credem că, iată, chiar și acum un polițist a fost trimis să ne filmeze. Întrebarea: la ce bun dacă suntem în spațiu public și aici sunt 20 de polițiști, sunt 3 camere de luat filmări, inclusiv și noi facem o transmisiune în direct, cu scopul de a intimida. În momentul în care oamenii văd exact că vor fi filmați la față, dintr-o parte, din a doua, din a treia, sunt descurajați și, practic, îndemnați în direct să nu mai iasă la proteste, să nu se mai manifeste. Pentru că cine știe unde o să ajungă filmarea asta? Cine știe dacă mâine, poimâine, ei sau rudele lor sau părinții lor nu vor primi surprinzător o amendă și așa mai departe. Deci niște acțiuni clare care aduc a regimului Voronin și Dodon de intimidare. Ne amintim foarte clar, orice flashmob, orice acțiune de a făcut în acea perioadă, imediat apărea acea mașinuță magică verde care încărca pe loc orice manifestant, rupea pancartele și ulterior te amenda pentru protest neautorizat. De ce pomenesc despre Vladimir Voronin și despre Dodon? Culmea ipocriziei este faptul că Dodon a făcut în mod public o amenințare la adresa noastră. A spus că pentru faptul că am fost la casa lui, care reprezintă un bun infracțional dobândit prin mijloace ilicite, și chiar mai mult decât atât, el fiind persoană publică este obligat să declare toate bunurile pe care le are, n-am intrat în intimitatea lui sau în sânul casei lui, eram pe drum public, Dodon a spus că vom lua la bot, că asta nu va trece așa pur și simplu nepedepsit. Iată că n-a trecut mult timp, că geamul autocarului nostru a fost spart, că șoferul nostru de autocar este amendat și toate astea se întâmplă cumva de jur împrejurul Ministerului de Interne și al colaboratorilor de poliție. Cireașa de pe tort este ultima noastră acțiune atunci când am fost acasă la Vladimir și Oleg Voronin și acasă la deputatul Gațcan, cel care a fost răpit, știm bine, și dus în vie și obligat să filmeze că este viu și nevătămat. Eu nu știu câți dintre noi atunci când sunt vii și nevătămat au nevoie să facă astfel de filmări, că sunt în regulă și că au nevoie brusc, subit, de o vacanță în România. Iar ulterior în Parlament, când dă să voteze domnul Gațcan, domnul Cornel Curculiță, supranumit și Cornel Curloc, are grijă să... Respectiv, constatăm
că în cadrul acelei deplasări a noastre acolo, la casa lui Gațcan și Voronin, am fost asistați de două microbuze Doldora pline de mascați. De ce atrag atenția spre acest lucru? Pentru că atunci când au venit socialiștii în fața casei lui Gațcan să protesteze și l-au numit, citez și îmi cer scuze, curvă, iudă, diavol și în tot halul, citat închis, nimeni din poliție n-a fost prezent acolo pentru a interveni. Deși eram în plină perioadă pandemică și se interzicea aflarea în spațiu public în grup mai mare de 3 persoane, ei erau peste 100. Deși a fost comisă o acțiune clară de huliganism, de acostare jignitoare a unei persoane în spațiu public, de tulburare a liniștii și ordinii publice în sânul unei curs de bloc, n-a fost nevoie de nici o mașină de mascați și nici un polițist n-a intervenit. Ei, în cazul nostru, când am mers în liniște, în pace și în voie, au venit tocmai două microbuze de mascați. Asistăm, dragi prieteni, la o poliție politică și domnul Voicu știe foarte bine cine dă indicațiile și când se dau indicațiile, în special împotriva Alianței pentru Unirea Românilor, mai puțin pentru Șor, care mituiește oameni cu zahăr, cu orez, cu hrișcă și tușoncă, mai puțin pentru Platon și pentru toți ceilalți care încalcă vădit legea și viciază orice fel de proces electoral democratic. De asta spunem, jos poliția politică! 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 Poliție nu miliție! 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 Poliție, nu miliție! Am să merg acum să depun o solicitare, o înștiințare către domnul ministru, pentru că ce-i scris cu penița nu tai cu bărdița și noi știm foarte bine că în statul nostru și în Ministerul de Interne se crede doar în ceea ce este scris. Faptul că o lume întreagă știe că noaptea Ștefan cel Mare și Sfânt circulă peste 20 la oră nu constituie niciun motiv de sesizare de mine ca poliție pentru a interveni. Faptul că se știe că pe calea Basarabiei se practică prostituția nu constituie un motiv de mine de autosesizare pentru a interveni. Faptul că la Ciocana, pe cartierul, cum se numește, Otovasca, se vând droguri, nu constituie un temei de autosesizare. La noi nu se autosesizează decât dacă moare cineva sau dacă se întâmplă o clipă odioasă. Și noi știm că 99,39% din polițiști muncesc cinstit și onorabil pentru bucățica lor de pâine. Dar conducerea Ministerului de Interne, de când a fost formată, funcționează în asemenea fel încât să împingă polițiștii spre corupție prin salarii mici, prin a-i obliga să-și plătească singur combustibilul, singur uniforma, singur chipiul, singur cheltuielile lor de activitate în cadrul Ministerului de Interne. Și acest fapt constituie un prim pas de încurajare a corupției, pentru că atunci când n-ai de unde, trebuie de undeva să iei. Inclusiv de mușamalizarea dosarelor de rezonanță în care au fost implicați fii și fiice de miniștri, deputați, judecători, procurori și așa mai departe. Voi merge cu această interpelare și voi solicita Ministerul de Interne, domnului ministru Voicu, o audiență urgentă. Nu joi, vineri, voi mâine. Azi, acum, aici. Așa, mersi. Da? Da, dați și poze. Dați și poze. Da, da, da. Așa.
Foarte bine. Ok, ok. Bună ziua! Eu vreau să depun o interpelare pentru domnul ministru al afacerilor interne, Pavel Voicu. Am în două exemplare. Da, facem, facem. Bună ziua, Hristos a înălțat. Da, vrem să depunem o interpelare către domnul ministru de interne, în două exemplare și dorim un număr de intrare, vă rog frumos. Și dacă puteți, vă rog să-i transmiteți că vrem o audiență urgentă la dumnealui. Avem o problemă gravă cu care ne confruntăm. Nu putem desfășura liber campania electorală. Mulțumesc tare mult, mulțumesc tare mult. Stimă și respect. Iată așa, bariere sunt. Dacă vrei să te apropii, să citești numele celor care au luptat în 1992, nu poți pentru că este bariera. Instituții publice libere, transparente, în care poate oricine să vină, să viziteze și să vadă. Eu de aici, pe exemplu, nu văd numele celor martiri, nu văd numele celor care au murit în 92. Trebuie să fac așa un zoom cu camera ca să văd numele lor. Ne-au promis integrare europeană, ne-au promis lupta cu corupția, ne-au promis multe și mărunte, ne-au promis instituții transparente, deschise pentru cetățeni. Așteptăm, așteptăm, să primim dovada înregistrării. Că dacă nu, acum mai nou să mai practic în coșmecherii. La intrare în clădiri e un tomberon, așa că e o boxă, în care trebuie să pui petiția. Întrebare, dacă eu sunt ministru și nici nu-mi convine petiția ta, și nu vreau să-ți dau răspuns în 30 de zile. Eu pot să fac așa încât e spiar de acolo? Sau să nu mai ajungă până la cancelare? Pot? Dumneavoastră, aveți vreo dovadă că ați depus-o? Nu. O zi bună, sănătate vă doresc. În mod normal, în orice instituție, inclusiv și aici, și la ministerul, mai ales la guvern, acolo se mai multe cutioare, îți pune ștampila și îți dă numărul de intrare. Pe loc, ca tu să fii sigur, ai dovada în instanța de judecată, eu am depus acest document. E? Încet ușor să merge spre... Și nu-i vorba de pandemie, că e și cu mult până la pandemie chestia asta. Hai, aruncați aici în boxă și pe urmă noi ați vă telefonăm sau telefonați voi pentru număr de intrare. Sau faptul că s-a mărit termenul de răspuns la petiții de la 30 la 90 de zile. Peste 3 luni de zile mai contează și te-ai plâns tu azi? Sau e ca acum noi, spre exemplu, dacă ne răspunde peste 3 luni de zile. Ce mai contează dacă deja au expirat campania electorală? Hai să fim serioși. Adică la vadul lui Vodă erau 20 de polițiști și exact când apare bețevul cu piatra, nu-i nici unul. Măi, șoier, străiești, nu-i nici unul, nu măcar unul, știi cum, ceilalți poate stau undeva la umbră, poate și caută treabă, dar măcar unul să rămână, cum zice, rămână dijurnii, divieghi. Nu-i? Nu-i nici unul. La Gațcan, în fața casă, jos acolo la, cum îi spune, ciocârlii, unii albe și e frumoasă pe Valea Mărilor. 100 de socialiști urlau, curvă, iudă, diavol, nici un polițistnic. Am venit noi, 10 tineri cu drapele, un cuvânt n-am strigat. Pur și simplu firma mea, că mașina lui, e casa lui, e că trăiește Voronin, aici trăiește Gațcan. Două dubii. Dar de ce așa? Dar de ce se aplică dublele standarde? Eu am depus plângeri și o am acasă și am răspunsul pe dânșii, pe socialiști, pentru faptul că ei în plină pandemie au făcut protest, deși era interzis, era ilegal. Răspuns, nu a fost, nu a putut fi identificată nicio persoană pentru a putea fi trasă la răspundere. Dar proces contravențional a fost pornit. Adică fapta există, dar nu a putut nimeni să fie identificat. Serios? E și greu să identific la noi în ziua de azi. Facebook, că trebuie să luăm telefoanele aici cu Face ID și ea să identifici, dar noi n-am putut să identificăm. De câte ori ați mers seara pe Ștefan cel Mare și cu 200 când zboară câte un BMW sau câte un Mercedes? Nu se știe de chestia asta. Nu se știe, așa? În schimb, ai acolo un vale frumos la sensul giratorului. Te așteaptă frumos cu pistolul cu viteză, da. Cu trucamul. Sau pe calea Basarabiei. Haideți acum, noaptea, începând cu ora 11, să vedem cum stau acolo prințesele nocturne. Să știi, și acolo se fumează și sare, și iarbă. Eu am fost 3 săptămâni de zile în fiecare seară și sunam poliția, le încărcau, le duceau la sectorul de poliție numărul 1 din centru, le documentau, le întorceau înapoi, eu iară chemam poliția, tot așa mai departe. Au apărut foarte repede băieții cu Mercedes-uri și BMW-uri cu întrebări la noi.
Și faceți voi aici și treaba aveți voi și mai departe. Dar poliția zonă nu poate să facă. Să vadă cine organizează prostituția. Sau de unde vine sarea fumată prin becuri acolo. Se poate? Dar ce nu se face chestia asta? Sau cine scrie noaptea pe garduri, spice, scorăst și toate chestiile astea? Pentru că ei se ocupă cu altceva, ei trebuie să păzească casa lui Dodon, ei trebuie să uite și fac eu în campanie electorală. Trebuie că aici să mai pun în 5 polițiști care să-mi facă niște fotografii la față. Pentru și când sunt ei oameni de la presă și eu singur mă filmez la față. Nu care necesitatea. Dar știți de ce? Pentru că acolo sus șade un domn într-un scaun foarte comod și lui Elena se iasă până la geam să uite. El vrea la secundă, la minut, să primească telefon raport. Ce se întâmplă? Mulțumim tare mult. Audiență. Da. Doriți da. Vă înscriți undeva. Da, da, vă mulțumesc, vă rog. Sunteți foarte, foarte receptivi și amabili. Să vă dau copii. Da, da, dar vrem că... acum să ne primească. Dumnealui este? Facem și o să ducă la domnul ministru. Mulțumesc frumos. La noi e urgență, noi nu ne putem continua am campania înțeles. Dacă nu se întreprind niște acțiuni clare din partea ministrului. Okay. Foarte receptivă, doamnă. Cum și-am mai spus, 99 întreg și 9. Da, da, intrați, intrați. Intrați, intrați. Intrați. 99 întreg și 9, mâncii săra și cum scade și ca lumea, da. Se apropie sfârșitul de lună, mai ales după data de 15, și când nu-s bani în buget, și noi vedem instant cum la toate intersecțiile apare cât un echipaj de patrulare. Ceva n-ai, ceva n-ai făcut, sau ceva trebuie. Și la noi banii din amenzile de circulație nu rămân în bugetul de circulație rutieră. Dar se duc pentru pensii, pentru salarii, pentru drumuri, acoperă golurile. Păi în momentul în care nu este un buget separat, de unde vrem noi să crească medicina? Noi plătim CNAM-ul, polița medicală, dar banii se duc pentru altceva. De unde vrem noi spitale renovate și dotare tehnică? Dar păi asta e realitatea, asta așa și este. Orice medic poate să ne povestească chestia asta. Hristos a lăsat. Mulțumesc foarte mult. Da, să așteptăm, da? Da, mulțumesc frumos, mulțumesc frumos. Prieteni, dați un like și o distribuire la acest clip video ca să ajungă la cât mai multă lume. Asta este mijlocul principal de comunicare pentru noi. Noi nu facem show și mascaradă, nu suntem chemați la comandă să filmăm diferite probleme. Noi suntem constanți și consecvenți în ce aici facem. Oricine ne cunoaște din ultimii ani știe exact că noi, când e cazul, vorbim și facem, când nu e cazul, mai bine ne abținem. Nu facem show din țânțar harmăsar, nu urmărim, nu avem boala like-urilor și a distribuirilor. Tocmai de asta nu dăm mesaje populiste, dar dăm mesaje concrete și explicate, argumentate. Nu urlăm în gura mare și nu ne coborâm nivelul limbajului public. Dacă am spus că vorbim cult în spațiu public, înseamnă că vorbim cult în spațiu public. Nu mizăm pe electorat de tip plebe, nu mizăm pe electorat de tip needucat la care prinde ui și așa mai departe. Mizăm pe educarea colectivă a societății și pe conștientizarea tuturor evenimentelor și faptelor care se întâmplă în Republica Moldova. Reiterez pentru cei care recent s-au conectat, suntem în fața Ministerului de Interne, unde protestăm față de faptul că de mai multe ori am fost cel puțin nedreptățiți, ca să nu spun persecutați de poliție. Și la modul concret, în Orhei, ne-a fost spart geamul de un cetățean turmentat pentru că nici un colaborator de poliție nu era prezent să asigure ordinea publică. Adică erau 20 inițial, după care n-a mai fost niciunul. Exact în clipa în care a apărut domnul în stare de ebrietate. Exact atunci au dispărut toți polițiștii. La Vadului Vodă, s-a întâmplat chestia asta. La Orhei a fost amendat șoferul nostru într-un mod ilegal, mai erau încă 3 mașini parcate exact ca autocarul nostru, noi nici măcar nu eram parcați, noi staționaserăm. Problema e că la noi nu se explică la polițiștii care se trimit pe drumuri ce înseamnă staționare și parcare. Parcare e când oprești mașina, o stângi și pleci de lângă dânsa, îți cauzi treabă, staționare e când te oprești.
pentru diverse motive. Îmbarcare, debarcare, pasageri. Îmbarcare, debarcare, nu știu, bagaje. Să verifici o roată, să verifici nivelul de ulei ca să-ți poți continua traseul în liniște și ordine. Niciun indicator rutier nu interzicea acest lucru. Totuși, brusc a apărut un echipaj de poliție și culmea că martorii la acel proces verbal sunt tot doi polițiști. Vă imaginați așa ceva, da? Poliția ne amendează și martorii tot poliția. Finalitatea unui asemenea caz este nulitatea procesului verbal. Ce și trebuie să se întâmple în cazul nostru, să fie nul, dar de ce accentuez chestiunea asta? De foarte multe ori, pentru că se încalcă procedura, foarte mulți oameni scapă fără pedeapsă. Deci, încălcarea procedurii are ca efect nulitatea actului juridic. Dacă eu încalc legea, dar poliția încalcă procedura mea de sancționare, eu voi scăpa basma curat. Ei, în cazul nostru e fix invers, dar e același lucru. Hristos a înălțat. Iar domnul deputat Gațcan și Voronin, deja am spus că erau două microbuze pline de doldura, pline de mascați. Curios sunt la ce puteau fi folosiți sau implicați acei mascați în clipa în care noi mergeam pașnic, liniștit și filmam locuințele înalților demnitari de stat, care au obligația să nu le țină secrete, dar să le publice în declarația lor de avere. Ei sunt obligați să le facă publice și iar noi am venit să ne convingem că anume acolo este locuința, mașina, averea lor. Hristos a înălțat. Sper că se văd și colegii mei. Douăzeci de polițiști asistă la un flashmob pașnic, cult și liniștit, încă vreo 6 sub acoperire, fie de la Inspectoratul Național de Investigații, posibil că vreo unul de la Serviciul de Informații și Securitate. Așa, sarcina cărora este să ne facă fotografii ca șefii lor, foarte comozi, să știe la secundă și la minut cât suntem, cine suntem, cine exact și ce face în timpul unei manifestații. Iată cum sunt folosite resursele publice din bani publici. 20 de polițiști asigură ordinea publică. Și încă 6 sub acoperire. Ei scos de 5 ori, le s-au văzut fața, dar deja ei nu mai sunt sub acoperire. Trebuie să-i schimbi cu altcineva. Dar noi deja îi cunoaștem practic pe toți la față, pentru că la fiecare manifestație sunt tot aceiași oameni. Unica lor sarcină, îi fac live. Îi fac, e ca așa, îi fac filmări și le trimit la șef. Nu mai degrabă angrează un cameraman care să fac chestia asta sau preia un live de pe Facebook. Uite asta. Știu că trebuie să mă filmați la față, știu că trebuie să vadă că n-am mască. Filmați-mă. Știu, înțeleg, da. Da, e foarte rău că nu am mască. Am intrat să depun o petiție și să ies. Dar durează prea mult. E foarte rău că n-am mască, dar e foarte bine că am ambele vaccine Pfizer făcute. Și nu Republica Moldova, dar în România. Și inclusiv am și test COVID făcut ieri. Da, sigur că da. Sigur că da. Dar am trecut frontiera de câteva ori în România. După ce stâng live, vă arăt pe telefon că l-am scanat. Dar dacă vreți, mergeți cu mine până la mașină și vă arăt certificatul. Prima vaccină făcut în aprilie și a doua în mai. E că dacă mergeți cu mine tot acum, spre exemplu la sectorul numărul 1 de pe Bulgară, să vedem cum alături stau 20 de polițiști cum fumează fără mască, tot așa să le filmăm, spunem că e foarte rău că n-au mască. Culmea situații. Eram în fața unui local și un colaborator de poliție ne-a spus că dacă nu fumați, puneți-vă masca. Adică, dacă fumez, spați să n-am mască. Câtă grijă pentru sănătatea mea.
E ca așa, oameni buni, vii să depui o petiție care durează un secund, dai foaia și iei foaia și posibil, nu exclud faptul că poți fi amendat pentru faptul că am fost în incinta unei instituții publice fără mască. Deși eu n-am pășit mai departe de acest turnichet, deși eu n-am interacționat direct cu nimeni, mă aflu la o distanță rezonabilă, deși avem ieri zero cazuri de contaminare în Republica Moldova, în municipiul Chișinău, sunt dublu vaccinat și n-am făcut din asta mare show, n-am făcut postări pe Facebook, așa cum n-am făcut show când m-am avut vaccină de vitreancă și de alte boli. Cine și ce scop urmărește? Oamenii vin să plângă cu problemele pe care le au, dar mai căutăm, poate mai încălcat ceva, poate mai găsim vreun motiv de a-i trage la răspundere. Atâta timp cât poliția va funcționa ca o bâtă, atâta timp în poliție nimeni nu o să aibă încredere. Și dacă vom face acum un sondaj de opinii, s-au făcut mai multe, în poliție, în vamă și în instituțiile judecătorești, este cea mai mică încredere din partea cetățenilor. Și asta este o relație de cauză și efect. Pentru că nu poți să amendezi oamenii cu treabă și fără treabă, nu poți să devii un fel de lup care mereu să caute cumva să înfulice câte o oaie și în același timp să te aștepți că oamenii tare să te iubească și să te aprecieze pentru ce ești și faci. Petiția noastră a fost înregistrată, solicitarea de a fi primiți în audiență a fost înregistrată. Așteptăm răspuns. Acolo se întâmplă ceva. Nu exclud că poți fi provocatori. Colaboratorii de poliție au trimis provocatorii, dar eu mă gândeam. Cum să nu vină Maria Olare aici? Doamna Maria, mai lucrează spălătoria noastră ilegală? Cum ați scăpat din dosar penal? Eu dosare n-am avut. Domnilor colaboratori, vă rugăm să interveniți, să ne asigurați bună desfășurare a întrunirii. Eu vă rog pe noastră să interveniți și eliminați din mulțime provocatorul. Doamna Maria, nu, este o contramanifestație care bulversează manifestația noastră. Spuneți-ne unea, luați-vă rog într-o parte. Stai, hai să vedem. Deci, conform legislației în vigoare, contramanifestațiile sunt interzise. Dumnezeu are dreptul de a manifesta în spațiu public la o distanță rezonabilă ca să nu ne bruieze pe noi. Așa. Dar eu știu, ei mereu pur și simplu trece pe lătră. Doamna Maria, legea spune foarte clar, aveți dreptul la libera exprimare, dar nu aveți dreptul să ne bulversați manifestația. Așa, 2 metri. Omul... Oamenii care sunt șantajați, care au dosare penale, această persoană, auto, parcări auto, sunt niște provocatori ordinari, au fost puși la zi pentru că au făcut spălări de bani, au făcut evaziune fiscală, dețin niște afaceri care nu au absolut niciun act și trimit aceste conserve expirate aici să ne provoace. Ia să ne vorbească despre dreptate, ia care are 3 afaceri, iată! Este unicul martor! Este protejată de SIS, este protejată de tot. Este unicul martor de la convoi umanitar. Apropo, este unicul martor care a participat în dosarul contravențional contra unioniștilor atunci când am întâlnit convoi umanitar. Ea este martor. Era și ea acolo cu colegii ei și a spus că nu, colegii mei nu au fost. Dar unde e Șanu? Provocator, ești o conservă SIS-ului. Ce căutați lângă Platon? Luați-vă, vă rog frumos. Poliția se teme de Maria Olari, pentru că Maria Olari lucrează cu poliția. Dar cum altfel se explică faptul că spălătoria ilegală funcționează?
Bun. Să nu ne abatem, dragi prieteni. Este o trimisă intenționat să ne bulverseze exact așa cum au făcut și la Serviciul de Informații și Securitate. Anul trecut, SIS-ul a dat indicații către Consiliul Audiovizualului că 10 TV face propagandă românească și unionistă în Republica Moldova. Știți ce ne-a apărut în fața SIS-ului când noi protestam? Maria Olar! Și acum au apărut de nicăieri. Tot Maria Olar! E deputat în Parlamentul României! Tăți sunt bandiți, numai Maria Olar e bună! Spălătorul ei merge bine? Și mai faci rihtovca la fișorul tău? Merge? Merge? Vopsirea, rihtovca, reparația mașinii merge bine? Câte mașini aveți dumneavoastră? 14? Da? Proprietate de 200.000 de euro. Făcută pe sărășii și pe diaspora. De dosarul penal, cum ați scăpat? De dosarul penal, cum ați scăpat? Când i-ați trimis pe dânșii prin tăte bortele, cum ați scăpat? A, cultură, da, valori, educație. Maria Olari conserva SIS-ului. Afară! Afară! Asta este doamna care a fost trimisă mereu să facă show. Doamna Maria, mașina mea e mai la deal. Ce-ți vă filmați că e acolo, Unire 1? Și-a filmat și mașina fișorului dumneavoastră, EOS 3D8. Doamna Maria, eu ne-am parcat mașina mai la deal. Alexandrie Coscu, Mică, da, unit. De ce să vă și-o filmați că vă place mașina mea? Hai că vă vând, o dau la reparație la dumneavoastră. Promit când fac abonament la spălătoria dumneavoastră. Promit când fac abonament la spălătoria dumneavoastră. Plătesc dublu dacă vă faceți legală. Plătesc dublu dacă îmi dați cec. Da, o venit. După provocările care au fost făcute prin intermediul lui Capcăl, poituista socialist. Nu avem de treabă cu prima slugă a lui Dodon este Capcăliuc, care și-a trimis ortaci și a spart nouă în geam. A doua este Șor, a treia este Căciu, care insiste pe noi să ne scoată din cursă, ceea ce nu reușește. Și a patra conservă este această doamnă Maria Olar, care ia stai, să-mi întreb. Doamna Maria, hai să facem un dialog. Dar pe ce trăiți dumneavoastră? Dar de unde aveți bani de iPhone? Eu lucrez, eu sunt profesor, dar dumneavoastră și lucrați? De 3 ani de zile. Și afacere am de 4 ani de zile. Ala, bla, bla, bla. Pe ce trăiți dumneavoastră? Doamna Maria Olar are iPhone X de care? XS de care? De unde aveți bani de iPhone? De unde aveți bani de Powerbank? De unde aveți bani în fiecare zi de live-uri pe internet de gigabytes? De unde? Din spălătoria ilegală? Mai lucrează spălătoria ilegală? A, n-aveți răspuns, am înțeles. M-ați întrebat de mașina mea, Volkswagen Passat Unire 1. Vă întreb, nu, ați fost trimisă și nici nu a spus cu 3 zile înainte. Vă întreb, domnul fiu al dumneavoastră, Vlad, ce mașină are? Volkswagen EOS cu numerele EOS 3D8. Lăsați-ne nouă, nu mă înjosesc. Eu vreau să le arăt oamenilor ei, oamenii care privesc pe dânsa, trebuie să știe că ea este o trimisă. Cum ați scăpat dosarul penal? Ați devenit activist după ce ați ajuns la pușcărie, așa-i? Dar până atunci cât merge business-ul ok, nu erau probleme, așa-i? Cât ați spălat mașini fără cec. Nu te compromite cu o lepădătură de asta. Da, așa. Nu, eu vă rog pe dumneavoastră să o luați. Noi avem o manifestație pe care o desfășurăm, iar dumneavoastră asistați nepăsători. Nu trebuie atenție deloc. Dumneavoastră sunteți obligați să eliminați provocatorii. Nu eu trebuie să fac asta, dumneavoastră. Contra manifestațiile sunt interzise. Dumneavoastră are dreptul la liberă exprimare la o distanță rezonabilă. Așa, gata, super, perfect. Perfect. Investigați și spălătoria ilegală, unde nu se dau cecuri. Investigați! Cea respectivă, ca conserva, mai are încă o spălătorie, asta, mai are un autoservice, auto, da, mai da. Are încă o parcare auto, cea spălătoria asta. O șantajează, poliția și-o trimite la fiecare filmare. Asta are și o casă de vreo 200.000 de euro mare, nu e... E un căsălău întreg, e un... E unde își vorbește despre dreptate. Dacă îmi vedeți, ea are 3 business-uri și un căsălău de 300.000 de euro. Fratele Aziz. Deci fratele lui Valeriu Munteanu și-a dat demisia imediat după ce au fost deportați profesorii turci în semn de protest, iar Maria Olari invocă pe dânșii ca nu cumva să spună de Botnar, de omul Plahotniuc. Dar de ce nu spui de Botnar, Maria Olari? De ce nu spui de Botnar? Botnar a recunoscut în instanță că el a deportat. Doamna Maria, spuneți cuvântul Botnar. Spuneți familia Botnar.
Nu spune Botnar, să teme. De Botnar nu spune nimic. De Botnar nu spune. Exact, exact. Noi așteptăm audiența ministrului de interne. De Botnar nu spune nimic, începe așa era. Da, normal, normal, normal că e la muncă, dar cum? Tătă Zăulica, tătă Zăulica, să te plimbi. Vlad, hai să scandem ceva cu scopul care a venit aici. Poliție, poliție nu, miliție, 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 поліції, ну, міліції, поліції, ну, міліції. Om din Republica Moldova, ia să te până unde să ajung. Nici nu ne apare, eu nu pot băga. Дам мне бой до бензина,
am nevoie de Coca-Cola ca altceva nu vreau. Deci crușa mea vă spune. Și mă duc și filmez. Deci costul este 50 de euro pe filmare. Doamna Maria, dacă nu o să încetați până la toată ziua, doamne mei, la Doamna, vă dau 50 de euro, nu mai lăsați-ne în pace, hai? Vă dau 50 de euro. Da, neapărat scrii produse. Da. Mai scrii și o mărturie falsă. Mai scrii și o mărturie falsă în dosar. Țineți minte cum le-am amendat din cauza ei. Ieșanu Ion, Toyota Corolla roșie, numerele IAH201, care a fost prins bat la volan și recunoscut în la telefon că stă cu dânsa ca să scăpe dosarul în penal. Și le spune în mărturie ei, am fost numai eu, cânteți, Ieșanu nu l-a văzut, îl știe numai pe Pilețchi și pe Chirtoar, 80 de oameni. Pițicu nu, Pireniță nu, pe nimeni, numai Pilețchi și Chirtoar, că eu am văzut pe toți. Și erau fără mască. Erau cu multă lume. Eu am plătit timp fără mască, spune că eu mască nu port manetă. Dar noi nu ne lăsăm. Da, poți ieși, fracoare. Cu faică-n cuțit al socialismului. Da, tălgari, da. România n-a avut granițe la prut.
granițele brut! Dacă te pierdem, dacă te mă lipsesc și tu de la cufaie ca să iei împuțete, te pierdem. Liniște-le! Eu stau acum în fața dumneavoastră să vă confirm faptul că doamna n-a venit să vorbească, n-a venit să facă, să dea întrebări. Hai să vorbim, hai să vorbim, hai să vorbim, întrebare-răspuns, întrebare-răspuns. Întrebare, show, show, declarații fără substanță, fără suport factologic, show. Care-i întrebare? Care-i întrebare? Eu vă răspund, doamna Maria, toate întrebările. Care-i întrebare? Care-i întrebare? Care-i întrebare? Care-i întrebare? Vindi, cumpără, aduci și faci schimb. Care-i întrebare? Vindi, bacalaureatul, Boris, vă lăsați! Care-i întrebare? Faci-om unirea! Scump, v-am spus, cumpărați azi, spuneți să-i mescuți. Faci-om unirea! Scump, azi cursul s-a crescut față de ieri. Ce întrebare? Faci-om unirea! Scump, scump! Cum te-ai unit, Calhari și el? Bă, în sfârșit, prima întrebare. Scopul nu sunt întrebările și răspunsul, scopul nu e de a reflecta realitatea, scopul e de a crea o artificială, o situație interpretabilă, manipulatorie. M-am unit cu Chirtoacă și cu Munteanu pentru că ei sunt unioniști. Și pentru că din Alianța pentru Integrare Europeană, din Filat, la Cotniu și Urechean. Oprește-te! Chirtoacă era cu dinșii! Chirtoacă și Munteanu era cu dinșii! Nu se putea fără ei! Pentru că altminte nu existau voturi suficient. S-a făcut casă de milioane! Mateu Munteanu cu Munteanu Ruslan. M-ați întrebat, eu sunt capabil să răspund la toate întrebările. Din Alianța pentru Integrare Europeană. Peleu n-a participat la furtul miliardului. Da. Mașini, Peleu fără miliardul. S-au filat, s-au șor, s-au filat pe Chiu. Chirtoacă fără miliardul. Două quartiri i-au dărit la Anișoara Login. Două quartiri stați. Aveți dovezi, aveți aderați, aderați, în spațiu public. Dorin Chirtoacă trăiește într-o sicăstrie și într-o modestie lucidă. Mergem cu o mașină modestă din 2006. Dar cât lucruri bune au făcut în oraș, cât lucruri lăsați în lumină. De asta l-ați susținut ceva. De asta l-ați susținut ceva în alegerile locale. De asta aveți călătorie ilegală. De asta ați rămas la comandă. De asta susține socialiștii. Platon, cât vă plătești? Jos, Dodon, jos, Platon! A, de mușină, Dodon! Hai, hai, că-i bun! Hai, că-i bun! Hai, că-i bun! Răspuns în 30 de zile. Ei, în 30 de zile expiră campania electorală. Nu avem 30 de zile la dispoziție să fie rezolvată problema. Azi, acum, aici. Noi vrem și vom merge în fiecare sat, în fiecare raion, în fiecare localitate și poliția este obligată să ne garanteze nouă și cetățenilor dreptul de acces la informații și dreptul la o campanie electorală curată, echilibrată, fără exces de zel, fără ilegalități, fără protecție pentru unii și persecutări pentru alții. Noi nu vrem nimic deosebit. Noi vrem să ne se garanteze drepturile și libertățile fundamentale politice.
să nu fi învânați, urmăriți, amendați, persecutați, intimidați și mai departe. Ok, noi îmi simt în față. Da, mulțumim, eu să fiu în față, ca să nu vreți să n-ai Hristos a învățat. În timp ce noi așteptăm audiența, exact ca audiență, apare Maria Olari. Exact când noi așteptăm audiența la ministru. Mereu la țan. Sub pot. Am scos scump, se scumpește unirea. Cumpărați-o azi, mâine să fie mai scumpă. Scump, n-are preț, e de aur. Unirea e de aur. Bun, dar la poeste ce avem? Lasă poetul ăsta ăla. Ceva interesant aici. Da, să mergem acasă la dânsa să filmăm. Să arătăm la oameni, la oamenii care privesc spălătoria, mașinile, vopsirea ilegală. O să vă publicăm clipurile video, să vedeți cum eu am fost audiată de polițiști și cum eu băgat în toate borțele și originile polițiștii veniți să ancheteze. Cum au scos absorbantul și au aruncat în nasul unei doamne în sectorul de poliție. Să vedeți dumneavoastră business-urile ilegale crâșuite. Toată lumea știe, fiscul știe, poliția știe, vama știe, e importă ilegal, piesă de schimb de mașinilor și nu se întâmplă nimic. Ei sunt angajați politic, sub cota telecentru când am fost să întâmpinăm convoiul umanitar de la frații noștri din România, ea este cea care a depus plângeri împotriva noastră. Unicul martor în dosar, din cauza ei am primit amendă de 22.000 de lei. Deși a fost și ea acolo, exact în aceleași condiții ca și mine, ea n-a fost amendată. Deși a adus-o ieșanul Ion la fața locului, care a fost prins beat la volan. Ea a spus că el nu a fost acolo și a mințit. Am prezentat în instanța de judecată probe că ieșanul Ion era chiar lângă dânsa. Mai mult decât atât, când ea nu mai putea filma, a luat telefonul lui și a continuat filmarea. Deci nu doar că era prezent, dar chiar participa în mijlocit la manifestație. România mare, în vechile hotare! 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 Ulterior am văzut cu toții acea situație penibilă în care Serviciul de Informații și Securitate îmi privea emisiunile și a cerut Consiliului Audiovizualului să le tragă la răspundere. Cine credeți că a venit la protestul meu din fața Serviciului de Informații și Securitate ca să ne bruieze? Corect, Maria Olari. Cine credeți că vine la Ministerul de Interne să ne bruieze? Corect, Maria Olari. Este o persoană plătită să intervină atunci când sistemul este incomodat. Așteptăm audiența la Ministrul de Interne. Așteptăm să fim primiți în audiență. Cât n-ar și era Maria Olari, când ei nu este trimisă să vorbească, să întrebe, să afle. Show, da. Gălăgie, show. Show, show, show. Hoții de miliarde nu-s aici, doamne. Ucigașul din 7 aprilie nu-s aici, doamne. Ucigașul din Pădurea Domnească nu-s aici. De ce nu mergeți la deșe? O găsit un tânăr de 26 de ani care să-i răspundă ei pentru tot ce se întâmplă în Republica Moldova. N-ați demonstrat nimic. Începeți cu dumneavoastră. Mergeți acasă, înregistrați-vă firma frumos, da? Care mai bine, dar nu o folosiți. Dați cecuri la oameni când spălați mașină. Faceți un schimb de canalizare și nu poluați. Aveți 20 de vecini care ne pus plângeri la ciocană. Strada Târgoviște 7B, știm foarte bine. Dar eu chiar mă rugam să vin într-o zi Maria Olari, pentru că tare multă lume se uită și zic bravo, super. Pe mine după asta mă contactează cam 20% din oamenii de acolo, spun bravo, ai răspuns frumos, scurt, la temă. Eu vorbit numai ureală, argumente zero și gălăjie. Doamna Maria, mai filmați-mă, doamna Maria. Pe mine, doamna Maria, filmați-mă, că mă cunesc, aici, aici, demonstrant.
Aici are democrație în trezul. Aici are democrație, dar are verticalitate. El urlă, țipără, crește munteanul împreună, crește. Urlă, țipără, crește. Da. Chirtoacă a fost trebuie să aibă dosare și nu finalizat de oameni buni. De ce a lui Chirtoacă dosare nu finalizat? Pentru că nu sunt probe. Pentru că dosare sunt făcute la Cotnău. Salut, doamne, cu finalizație. Da, Platon. Da, un primar fără majoritate în consiliu. Da. Audiență. Nu trebuie să atăm la oamenii care privesc că noi avem stacheta în Ucraina. Când vorbeam mult mai curt, eram ga. Nu cu mașina Skoda să plimba aceea, verbil aceea cu copilul în mașina Skoda de serviciu. Nu. Oare cât de umblator se poate băghirtoag? Eu îți vorbesc filmele tot. În... Da, viața privată a unui om. Viața privată a unui om. Întrebare concretă. Nu viața privată, mașina de serviciu de la primărie se filma. Când vă legalizați afacerea, doamna Marie? Se cătăie verbilul. Când plătiți taxă și impozite. Și la Tenerife, cine cânta Tenerife? Cum puteți dumneavoastră să vorbiți că faceți evaziune fiscală? Cine cânta la Tenerife? La PSD și la UDMR din România să protestați? Că ei sunt la guvernare și ei decid. Am demonstrat o funcție, Simon. E drept, costă și mai scump 4-5 mii. Ați fost să protestați. Dar cine o vinde? Cine o vinde? Nu tot pot să-ți băniți din voștri totali. Cât mai mult îi mai filmează, cât mai mult rating îmi faci. Mai veniți, vă rog, eu vă spun că trăiesc la telecentru, strada Miorița, cât mai mult veniți și mă filmați, cu atât mai mult, cu atât mai mult mă ajutați. Lumea, da, căți, Capcaliuc, nu Plăcotniuc, Capcaliuc, corect, Capcaliuc. Așa, Capcaliuc. Hai spune, suntem rude și suntem noi, hai spune. Eu plătit, eu părțeam. Suntem pentru unire toți. Ah, suntem pentru unire. Comuniți, stăți într-un partid la urmă. Da. De asta, când dumneavoastră ați scăpat de dosare, eu am avut dosare. Un an de zile m-am plimbat prin instanță. Nu vă țin minte pe dumneavoastră să protestați împotriva lui Plăcotniuc și Dodon în timpul când ei au câștigat prin fraudă alegerile prezidențiale.
Nu mi-amintesc să stați lângă mine aici la șef. Știi că am spus-o acolo, nu te uni cu chirtoate, să mă atacați acolo, să mă criticați acolo. Erai un tiner, s-a spus-o acolo, zic, Doamne, dai! Acolo nu e adevărat. La Stefan cel Mare. Îmi vrei la Autoritatea Națională de Integritate când te-am întâlnit, s-a spus că și-ai grav, tu ce ai spus? El își fac meserie când te-ai luat într-o... Nu este adevărat, că ați mințit. Ce cu tine? Am fost la Stefan cel Mare, eu v-am spus că toți unici trebuie să fie uniți. Doamne, da, uniți. Nu te uni cu un talcar de chirtoacă. Nu te uni, te măscărești. Chirtoacă nu este un talcar. Chirtoacă este persecutat de Dodon și Plahotniuc, care au încercat să-l demită prin referendum și au ieșuat. Și când au văzut că au ieșuat, au trimis cătușele. Era în România, era pe Transfăgărășan, în Tenerife nu sunt brazi, în Chelea Dorului. În Tenerife nu cresc brazi, băi! Palme cresc acolo, el se filma la... El se filma în România. Da, Comunitatea Tenerife era la modă, și care e problema? Are dreptul omul să odihnească, să bie, să distrieze. Sărbășească țelor ordinatele. Nu numai voi spălați ilegal, nu numai voi să bateți joc și sunteți tare corect. Și cinstiți în spațiu public. Când ai legalizat odată spălătoria? Când ai greșit cu fișiocul? Să nu mai vândă mașinile la dreptoate. Da, că tu nu poluați, poluați solul, poluați solul, da? Cu detersivi, urmărești oamenii care nu au nicio treabă cu politica. Și șef să faci că ești corect. Cât minute ai primit, câți bani ți-a dat cei care primați? 50 de euro pentru filmare? Eu am înregistrare, am înregistrare pe internet, cu un om de-a meu din diaspora. Pe un prieten de-a meu că am și de pe desul. Și el spune, fără Coca-Cola eu nu pot și am nevoie de benzină și internet. 50 de euro costă. Tu pentru misiune ai să răspund? Ei, da, dar tu când ai să răspund pentru misiune? Tu să duci omul și mă duc amul acasă la tine și filmez părătoria ilegală. Și arăt cum îmi dai cercuri, cum stau 20 de mașini față acasă-i tăi. Cu cercuri are rihtovcă și patrască ilegală. Și să mai demonstrez eu. Cum ai fost eliberată preventiv tu? Un an jumate ai fost condamnat sus de drum mai devreme. Și în Republica Moldova ești preventiv. Corect. Filat, Platon și Maria Olar. Ia ca și ne-i scos la pescălie. Dar oamenii nevinovați că chirtoacă, ani de zile ținut în dosare penale. Că dacă era vinovat, nu îl băgau la dubă. Mă văzut că nu poți să-l pune la dubă prin corturile lor. E ca așa cum stau acum, aș vreau corturile cu referendumul. Și-a ieșuat. Și meu el i-a boicotat referendumul lor. Atunci la hotel potrimesc cătușii. Bolosati, cel mai mult bani e din către liceului Chișinău. Ieșa nu-i om, prietenul tău, a fost bat la volan sau nu? IAH201, care ți-o dat ție mașina la care ai fost la volan și când ai părăsit Republica Moldova, fiind pusă la consent, interdicție de părăsit țara. Cum ți-o permis ție banii și ieși? Cum? Dacă tu ai interdicție de părăsit Republica Moldova și în fiecare lună ești obligată să vii la birou de probațiune și să mergi. Da, noi știm te despre tine, Maria. Noi știm te. Absolut. Și oamenii care te privesc ca să știe te despre tine. Deja v-am filmez de mașina care e cumpărată legal. Și mă mândresc că am mașină cu un R1, spre deosebire de Peugeot-ul care are Volkswagen EOS, cu EOS 3D8. Tu mă întrebi pe mine de ce am mașină cu un R1. Da, și am pornit să-l repar. Dacă nu era ce bani și dragii lor, eu îl terminam. Pentru că acolo nu e nici cimitir, nici monument, acolo e câmp. Ei au vândut. În 2007 au vândut cimitirul. Că tu taci de lucrul ăsta și nu spui nică. Ai fost și ai filmat că e murdar. Pune mâna și curat. Eu am fost cu tinerii și am făcut cumva de 20 de ori. Eu am reparat cât am putut. În timp și tu nu m-ai îmbrat și ai filmat. Eu am reparat pe școală. Eu am făcut cât am putut ca tânăr. Tu ai îmblat cum aș trebui de interesul tău. Ai devenit activistă civică după ce te-ai pus la pușcărie. Numai după ce te-ai pus la pușcărie. Unde a fost curățenia ta? Eu de la 18 ani sunt în stradă. Am fost la fiecare protest împotriva votului mixt, împotriva lui Plahotniuc. Tu ai fost la zarăbătcă cu moica ta ilegală, cu spălătoria ta ilegală, fără cec, cu bandiți. Tăi să plâng pe tine, tăi să plâng, poluiesc spațiul public, poluiesc mediul. Ce-ți întreabă de chirtoacă, de Dodon, talcarul, de Dodon, de Dodon, trebuie să mergi tu, nu eu. Că tu lucrezi pentru dânsul, pentru Dodon. Ce-i și faci acum? Îl ajută pe dânsul. Jos aurul, corect. Ce faci la voi urlu? Corect. Aurul s-a aflat jos sub pământ. Eu nu urlu. Eu sunt nevoit să ascult
urlete, șuraierăturile tale. Nu vrei să mai pui dește pe microfon, că atunci când vorbesc eu nu se audă. Când erai în fața școlii și puneai dește pe microfon, când te-am întrebat dosar, de ce ai fost să-i marcă? De ce n-ai spus că a dus așa noi acolo? De ce n-ai spus că era lângă tine să dai telefonul ca să filmezi când s-a descărcat telefonul? Măi, în instanță te-ai speriat și ai spus că nu ți-l bite. Nu știu. Cordonul, eu v-am spus că nu urcheți cordonul. Ai fost acolo? Ai fost acolo? Da. De ce nu ți-a pus amendă, știi? De ce ai fost dai mărturii împotriva noastră? S-a spus și Julieta Savițchi, ai făcut jocul lui Dodon și-l faci în continuare. Și-l faci în continuare. Tu trebuie să fii cu noi, dacă ești activist corect, să spui că Dodon își bate joc de România. Că Rusie îmi faci, răspunde! Eu! Cu Rusie îmi faci! Da, faci joc cu Rusie, da! A cui Boris Vorosati? A cui Boris Vorosati? Al Alianței pentru Unirea Românilor, deputat în Parlamentul României. Unde tu n-ai să ajungi niciodată. 300 de euro e! Cât nu te-ai chinuit, păi să ai soarta mai la gută și a tuturor celorlalți. Nu, videoclipurile cu mine și Mariolare sunt foarte primit. Mai filmați-mă, eu vă rog, mai veniți în campanie. Nu vreau să mai mergeți la votul mic să-l susțineți. Ce-ați căutat la votul mic să-l susțineți? Ce-ați căutat la protestul lor să susțineți votul mic? Ați fost împreună cu colegii să susțineți votul mic sau la Potiuc Dodon? Ce-ați căutat acolo? Ce-ați căutat să protestați pentru rezultatea la Potiuc? Ce-ați căutat de bătă parlamentară? Ce-ați căutat cu activitatea lor? Unde Grigorciuc a mergeți pe trebă? Ce căutați în urmă? Ce căutați în urmă? Grigorciuc a mergeți pe trebă, sunt extremiști de Federația Rusă, care în 2013 au fost interceptați audio, având acasă miliții, planificând de vorbe de noastră. Ce căutați în urmă? Ușor dosarul, ce faci și gălăjie, și stem, poliția și judecătorii de tensă. Da, sunteți un cult de cartători, să aveți bani de la cei care vă plătesc să filmați. Cine să răspundă? Colegii dumneavoastră, dar pentru iPhone-ul ăsta pe care m-ai filmat, dar pentru powerbank-ul ăsta, dar pentru spălătorii ilegale, dar pentru spălătorii ilegale, 2.000 de lei, 7.000 de lei am salariu, 7.000 de lei, la școală am salariu. Vă duc să-ți trucă în ce dau, că aici sunt șerefe mei. Poplată, nu poplată, ce vorbim, ce vorbim? Unde lucrați? De ce vorbim dumneavoastră? Din nici nu trăiesc cu bani, plătesc cu oameni, vă interesați. Și-mi poate lăsa, stimați voi. Dar doar cu gălăzie, cu ga. Și asta își deprăfată la liceul ăsta, chestiți costul că-i rău, costul că-i rău. Da. Voi fiați, sunteți oameni, sunt pământ. Voi sunteți pământ.
Sunteți ca o clică și nu vorbiți nouă de corupție. Ce suntem construcți împreună? Cu aurul împreună, construcțiatul noi nu suntem certați. De ce nu suntem împreună? Ca să mă întrebați dumneavoastră. De ce e că în gloația că așa ești filmat? De dragul lui tatăl, de ce face aurul? De ce face aurul? De ce plătează norma aia? Eu s-a făcut ăla. Poste la Balasati, bacalaureat.